Într-o era a tehnologiei, a modernizării continue, este greu de imaginat că mai există persoane care au toalete funcționale în curte. Însă, în România, aproape 20% din cei care trăiesc în mediul urban au grup sanitar în curte. În mediul rural, procentul se dublează, asta însemnând că mai bine de 40% dintre locuitori nu dispune de grup sanitar în interiorul locuințelor. În mediul rural, ponderea gospodăriilor, după dotarea utilitară acestora cu grup sanitar, baie, este mai mare. Deci cam 96% din gospodăriile din mediul urban au baia cu duș și toaletă în interiorul casei, da, apartamentului. Însă în mediul rural situația nu se prezintă la fel de bine, ci doar 60% din gospodării au baie, duș și grup sanitar sau toaletă în interiorul locuinței. Cu alte cuvinte, 40% din gospodăriile din mediul rural din România aveau grup sanitar, toaletă, în afara casei, locuinței propriu-zise. Întâlnim aceeași problemă într-un cartier mărginaș al Iașului, unde nu există rețea de canalizare. La nici 10 minute de centrul Iașului, locuitorii cartierului Galata sunt nevoiți să trăiască cu toalete și fose în curți pentru că nu sunt racordați la rețeaua de canalizare. Dacă mergeți și vedeți că toată lumea stă cu vecioul în curte, exact ca la țară. Băiul ca la țară, nu avem canalizare. Și trăiți cu toaletele în curte ca la țară. Ca la țară, da. În Iași, în ultimii ani, autoritățile locale au făcut eforturi pentru a extinde rețelele de apă și canalizare în multe localități rurale. De exemplu, în comuna Schitu Duca, administrația locală a obținut fonduri de la guvern pentru această investiție, iar lucrările la sistemul de canalizare vor începe chiar săptămâna viitoare.